Ai cântat pe scenă împreună cu Olea Tira despre acest concert, spectacol, de fapt, multe ați auzit, multe ați văzut poate pe internet. Noi am fost la eveniment, am filmat și venim în aceste momente să vă arătăm cât de tare și cât de emoționată a fost Olea Tira. Data însemnată de 02.02.2020 a devenit pentru interpreta Olea Tira una marcantă. Aceasta a organizat un spectacol incendiar unde s-au adunat nu doar iubitorii de muzică, ci și cele mai apropiate persoane. Sunt absolut sigură că în această seară iarăși am să o descoper pe ea din alte părți, pentru că au trecut ceva ani, ea s-a maturizat. Atunci când se primește o colaborare dintre Alla Donsu și Olea Tira, ceva super mega interesant, de-aia așteptările sunt foarte mari, eu știu că fetele au muncit foarte mult. Eu știu că astăzi o să fie un spectacol deosebit și destul de sufletesc. Așteptăm să vedem cine este ea, cine este Olea. Interpreta și-a dorit nu doar un simplu concert, dar un adevărat spectacol, o simbioză a unei femei care și-a găsit împlinirea. Ce ritm noi am lucrat pentru acest spectacol, deci a fost o zi ca o lună. Show de lumini, câteva ținute schimbate și multă energie debordantă. Olea s-a depășit pe sine, dar momentul cel mai emoționant a fost când a coborât de pe scenă și le-a mulțumit părinților pentru că i-au dat viață. Mamă, давно ждала от своей дочери этих душевных, красивых, красных слов, что я в маленьком шоке и счастлива. Я вообще сильная такая, строгая женщина, сильная. Я держу, стараюсь держать свои слезы в узде, но сегодня меня это тронуло. La concert a ajuns și Ecaterina, sora mai mare a interpretei, care a venit tocmai din Cipru. Она собрала всех людей, которые ее любят, которые ее ценят. Она весь зал пробрала до мурашек, слезы текли ручьем. Prin astfel de evenimente, interpreții noștri își prezintă dragostea față de spectatorilor fideli, iar Olea Tira, la sigur, nu se oprește aici. Acum mă simt atât de liberă în sufletul meu și sunt atât de fericită că am făcut acest pas, pentru că eu sunt sigură, din ziua de azi, totul s-a schimbat. Uite, cred că această zi de luni este una în care ele se odihnesc, pentru că cel puțin weekendul care a trecut a fost unul nebun, epuizant, dar totodată și foarte excitant din punct de vedere al procesului creativ, pentru că femeile astea două s-au luat de mână și au făcut un lucru foarte frumos, cei care au reușit să merge sau ați văzut pe internet, mai ales pe Instagram, că toată lumea a văzut despre evenimentul ăsta. Bravo, fetelor! Bravo, Olicica! Mă bucur foarte mult să te văd pe tine așa, pentru că știu că de fapt tu poți mai mult decât doar să cânți. Și chiar atunci când ai recitat la noi poezii aici pe canapea, așa ne-a... Da, asta este o altă Olea. Am fost foarte emoționată, am bușit. Când? Înainte de spectacol, da. În timpul spectacolului și după? Da. Deci am avut emoții foarte diferite, dar atât de profunde. Pentru că ce s-a întâmplat în acest weekend a fost foarte important pentru mine. Și eu sunt sigură că e important nu numai pentru mine, dar și pentru oameni care au venit la acest spectacol. Pentru că am vorbit despre, am împărtășit cu ceea ce am avut eu pe suflet. Dar eu sunt sigură că noi toți oameni suntem la fel și avem aceeași probleme, dar un pic
în felul... Cineva gradul mai mare într-o durere da, la voi în altă. Preferăm să credem că artistului sau celui care este fericit pe Instagram nu îi se întâmplă nimic decât fericire. Mie mi se pare că noi deja intrăm într-o etapă a vieții, a conștientizării, când și artiștii își mai permit să scape câte o lacrimă și să nu fie judecați pentru asta. Ai pus la punct foarte multe momente frumoase. Ai fost și un fel de Andrei Marin pentru ea. Dar păi ai adus la spectacol. De ce? Pentru că la acest spectacol mama ta și tatăl tău, separați de mai mult timp, au stat împreună. Da, noi am făcut lucrul ăsta. Apropo, asta a fost scopul meu. Pentru că am lucrat asupra acestei... durere în sufletul meu foarte lung timp. A fost greu pentru mine, pentru că nu știu, o perioadă de timp mai lungă nu puteam accepta, nu puteam înțelege pe ei de ce oare s-a întâmplat așa. Și deci atunci când în acest drum spre mine descoperam pe mine, eu înțelegeam pe părinții mei și am început să accept așa cum sunt ei, cu cea dragoste care pot să dau ei, și i-am primit așa cum sunt ei. Și atunci când eu am făcut acest pas spre părinții mei, să știi că am scăpat de toate cele ce ca un Ca un tren cu multe vagoane. Deci am trăit. I-ai iertat. I-am iertat și i-am primit așa cum sunt. Și sunt foarte fericită că acest pas, nu ușor, deloc ușor, am făcut. Nici pentru tine, nici pentru ei. Da, eu cred că eu deja m-am eliberat și acum este rândul lor. Da. Foarte frumos. Tu ai reușit să o cunoști altfel pe Olea în perioada de pregătire a spectacolului. Ei, perioada de pregătire a spectacolului, hai să fim sinceri, eu pe Olea o cunosc altfel de 3 ani. Da, și ați mai lucrat împreună. Exact. Și acest plan cumva s-a născut în capul nostru încă atunci, dar am făcut 10 pași înapoi pentru că am înțeles că ea are nevoie de timp și că nu este gata. Între timp, eu am reușit să fac spectacole cu... alte oli frumoase da, pe care le iubesc la fel. Olile, da? Da, eu am zis. Ce? Olele? Deschise, creative, sunt nebune. Sunt foarte frumoase. Toate olele sunt și foarte blonde, frumoase. Mai. Blonde? Și pe toate e, e că dacă ești brunetă, nu o să facem spectacol. Ei, las că crezi că ești destul. Nu pot opri. Păi, da, dacă să revenim la lucrurile așa cum au fost, cum s-au întâmplat, însă și procesul tehnic a durat sigur că mai puțin pentru pregătirea acestui eveniment, dar cunoașterea și așteptarea pe care am avut-o eu față de Olea a fost destul de lungă, tainică, complicată. Să nu credeți cumva că atunci când ne vedem în stradă tot sau la... vă pupați? No. Poți mai zici așa și pe drept ceva? Pot și avem acest lux de a ne spune direct ce avem de spus. Unul la mână și doi la mână, cel mai frumos sau ceea ce pun eu foarte mare preț este că atunci când lucrezi cu un om profesionist care poate să treacă la un alt nivel de sine, îmi place că omul este foarte organizat. Omul este un om extrem de organizat. Da, că am văzut că am filmat și repetițiile, am văzut chiar s-a lucrat mult și cu muzica live pe scenă. E destul de dificil să ții un singur om un concert. De fapt, nu e un concert, e un performance. Exact, și să ținem cont că bine, band, chestii, detalii, una altă, partituri de lumină, schimbă-te în vină și nu trebuie să greșești nimic, dar până la acest proces sau până la spectacolul propriu-zis, când s-a întâmplat, eu vreau să vă zic că cel mai important lucru față de care avem mari emoții era că nu știam cum va fi chimia ei interioară și cum va deschide cortina pentru public, pentru că până în ultimul moment chiar nu știam dacă... Eu aveam toată încrederea.
și toată speranța. Dar nu știam dacă, știi cum, poate se întâmplă ceva nu chiar așa. De-aia am avut o avanpremieră pentru prieteni, ca și un șnur tehnic, după care ieri a fost spectacolul propriu-zis, așa cum mi l-am dorit. Așa, ca un val. Și ca un val au apărut știrile, precum că Olea e gravidă, ca un val ele au trecut, dar asta a fost un bun PR, foarte bun deja PR, am născut. Fiatelor. Noi am născut ieri. Da, mai stai, voi ați născut și într-o zi și în alta? Da, întâi nu s-a început contracțiile. Și duminică ai născut. Și duminică, slavă Domnului. Ne bucurăm foarte mult pentru voi. Spor în continuare, oricum urmează o perioadă de recuperare, dar post-natală, după care o să vedeți cum mai lucrați. Da, noi acest spectacol o să avem post-factum, eu bănuiesc că părind mai undeva, în varianta video și audio, nu în zadar a fost făcut, ci pentru că urmează o etapă destul de complicată de post-producție și cei care nu au reușit vor avea ocazia să o urmărească fie pe net, fie la vreo televiziune, integral spectacolul așa cum este el. Bravo! Așa, și mai ales pentru cei care locuiesc peste hotare, de exemplu pentru sora ta, da? Cea care a fost alături de tine la spectacol.